Bună ziua! Azi am bucuria de a vă filma un Jeep Wrangler, versiunea 4XE. Este o mașină cât se poate de faină. După cum vedeți, clientul nostru o folosește exact pentru ceea ce este ea. O să facem un walk-around ca să o vedeți și o să vă arăt un pic partea asta de ușcă. Asta e, de fapt, bucuria acestei mașini. Haideți să o filmăm de jur împrejur. Și-a pus câteva chestii pe ea. După cum știți, noi avem una exact la fel, doar că e altă culoare. Și mie place foarte mult mașina asta, cum merge. Aici e și jucăria noastră. Foarte faine chestiile puse de client și a personalizat cât a putut mașina. E super show-off din punctul meu de vedere. E greu să circul cu ea așa zi de zi, dar dacă doar o scoți din garaj, dai o tură prin oraș, te duci până la birou, de la birou acasă în garaj, chiar merită din punctul nostru de vedere. Și repet, clientul chiar o folosește. O să vă arăt, n-am vrut să o spălăm ca să nu o udăm în interior odată unul, și a doua chestie ca să fie exact așa, să vedeți că și o folosește. Uitați-vă câte gâze sunt acolo în față pe bară. Le vedeți? Deci nu e o prințesă de ținut în garaj, mașina chiar este folosită la potențialul ei. Nu neapărat că o rupe în off-road, pentru că nu pentru asta este acest Sahara, de fapt 80 anniversary, ci este o mașină de zi cu zi. 4XE-ul la Wrangler, după cum știți bine, livrează aproape 400 de cai, 380 de cai este puterea omologată și 416 cai puterea maximă, iar cuplul ajunge la aproape 700 de Nm, deci mașina merge foarte mișto. Cât e de mare și de grea, în 6 secunde și un pic face suta. Haideți să vă arăt partea de ușcă, probabil asta vreți să o vedeți cel mai repede. Să vă arăt și ce faină anteră și-a pus. Pentru cei care ați tras vreodată cu calibru mare, știți ce înseamnă. Am mai pus niște protecții pentru faruri, protecții pentru stopuri și nu se putea să lipsească de dac. Aici o față frumos are și cât de tare, rățușca tipică Jeep. Haideți să mergem să vă arăt și partea de interior. Am mai pus niște faruri cu LED, foarte faine suporturile de la ele, le puteți vedea aici, sunt ajustabile. A pus și închizătoare la capotă, cu cheia, niște logo-uri, dar cel mai important lucru pentru noi e partea asta de uși. Haideți să deschidem o ușă, așa, să vedeți cum sunt ușile. Le puteți vedea aici. După cum am spus, mașina nu este pregătită de filmat, am vrut să o filmăm așa rough, exact cum este ea. Și să vă arăt și partea de interior cu mânerele Mopar pentru cei care sunt curioși și partea de uși în spate. La fel și ușa din spate. Bineînțeles, toate sunt demontabile cât mai ușor posibil. Aici un capac pe partea din spate ca să nu intre praf. Haideți să deschidem și în spate. La fel, girul necesar cu tot ce ține de partea asta de, adică o mașină care este utilizată la ceea ce este ea. Foarte faine și protecțiile astea de stopuri, le puteți vedea aici, super faine, și merge în continuare și blind spot-ul, capacul de roată, follow your dream, foarte, foarte tare. Au pus aici și un grătar, dacă pot să zic așa, de fapt este din material care să arate cât mai rough posibil, și partea de stingătoare, ușile și din partea asta la altă. După cum am spus, ele se dau foarte ușor jos și au punctele de ancorare ca și la ușile normale cu închidere. Haideți să închidem. Și are puse aici, ca să nu troncăne, au pus niște bandă de material, în așa fel încât să nu troncăne și să nu zgârie ușa când te duci peste denivelări. Pentru că trebuie să vă spunem adevărul, în momentul în care te duci peste denivelări, ușile astea vibrează. Foarte puțin, dar vibrează și oglinzile vibrează și mai tare. Foarte faine și chestiile astea de protecție aici din cauciuc. Chiar sunt
super faine. Pragurile de Sahara sau 80 anniversary, cum vreți voi să le spuneți. Jantele la fel, cele de 18. Ce să mai? E o mașină pentru copii mari, dacă pot să zic așa. Din punctul nostru de vedere, așa ar trebui să utilizăm fiecare Wrangler-urile noastre, doar că pe cei mai mulți dintre noi lenea ne prinde și nu avem bucuria de a le ține fiecare seară în garaj ca să poți circula cu ea așa vara. Să vă arăt un pic și partea de interior, mai are niște plase pe aici. Haideți să închidem și ușa asta din spate. Așa, scuze că am dat un pic cu ea. O protecție ca să nu transpiri, pentru că nu are niciun sens să te duci cu clima pornită în perioada asta. Ia să vedem ce am mai făcut pe aici. Niște logo-uri pe volan, un sticker cu Jeep, niște suporți și la fel acolo un ceas cu un Willys. Foarte faină partea asta de mașină. Frumos din partea clientului și a pus numărul de telefon în cazul în care cineva se simte deranjat de mașină. Vă mulțumesc, cam asta a fost. Haideți să vedem cum se deschide și ușa. Așa, doar trageți de această bucățică de fier. E ca și un mâner. Vă mulțumesc. Dacă aveți nevoie de informații, simțiți-vă liberi să ne scrieți în comentarii. Noi ne bucurăm maxim că avem și clienți care folosesc mașinile astea la adevăratul lor potențial. Vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune și dacă doriți să vedeți cum merg jucăriile astea, vă așteptăm cu drag pe la noi ca să vă dați cu ele. Salutare!